Vineri 15 ianuarie, la Filarmonica Ion Dumitrescu, vâlcenii sunt așteptați la un concert festiv dedicat Zilei Culturii Naționale. Sala Filarmonicii s-a redeschis pentru publicul vâlcean și nu numai. Cu doar 30% din capacitate, aproximativ 100 de locuri, vineri 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale va fi marcată și de colectivul artistic al Filarmonicii Ion Dumitrescu. Într-o formulă inedită, Codruț Dumitru Scurtu va dirija o formație instrumentală de muzică veche, alcătuită din membrii Filarmonicii: Monica Valentina Scurtu, soprană; Vladislav Răilean, vioară; Dorin Fărcaș, oboi; Florin Popescu, contrabas; și Mihai Rotariu, percuție. O să vă invit să veniți să vedeți despre ce este vorba, pentru că vom face o trecere în timp a tot ceea ce înseamnă muzica românească, cultura națională. Este Ziua Culturii Naționale. După o scurtă pauză, corul Eufonia, dirijat de Aurel Poenaru, va continua spectacolul. Vă va oferi din nou un salt peste timp cu lucrări deosebite din literatura națională de această dată, exact cum vă spuneam, Ziua Culturii Naționale marcată festiv la Râmnicu Vâlcea, un salt peste timp. Vă așteptăm în sala La Povari, să știți că vom respecta regulile, avem marcaje pe toate scaunele, astfel încât să nu se depășească cele aproximativ 100 de locuri permise. Agenția de bilete este deschisă după programul afișat pe calea lui Traian. Vă așteptăm la Filarmonica.